Bună ziua! Mă numesc Prestor Aurel, sunt directorul general adjunct al companiei de apă Raja Constanța. Am atribuțiuni de director general, pentru că domnul Felix Stroie, care a fost director general, acum este ministrul transporturilor. Lucru foarte bun pentru compania noastră, pentru că ne va sprijini în continuare în dezvoltarea operatorului de apă Raja Constanța. Țin să mulțumesc pentru prezența domnului președinte al Consiliului Județean și domnului primar. Vreau să vă spun că avem mare, mare nevoie de sprijinul nostru pentru a putea să facem proiectele care le avem programate pentru Onești. L-am alături și pe domnul Preda Ion, care este directorul Departamentului de Finanțări al Companiei de Apă Raja Constanța. Am să fac o scurtă prezentare a lucrărilor care le-am făcut noi aici la Onești și, bineînțeles, am să vorbesc de proiectele noastre viitoare, pentru că sunt foarte importante. Ne-am propus să facem foarte multe lucruri, de aceea ținem foarte aproape de autoritățile locale, pentru că fără dânsii nu putem să ne dezvoltăm aceste proiecte. Dar înainte de toate aș vrea să amintesc că tot ce am spus noi că vom face la Onești am făcut. Probabil că ați numit fiecare o listă cu situația investițiilor pe care Raja Constanța le-a făcut la Onești. Vreau să vă spun că am reușit să reabilităm stația de tratare, vorbim de stația de tratare de aici, de la Cuciuri. Am realizat un sediu unde funcționăm. Făcut lucrări de construcție la punctul de termen 37-38. Am contorizat integral toți consumatorii orașului Onești. Am făcut investiții în rețele de apă și canalizare, dar din păcate n-am făcut suficient, pentru că timpul a fost foarte scurt. Am făcut laboratoare, le-am dotat, după cum vedeți dumneavoastră, am adus utilaje. Toate aceste investiții sunt în valoare de 1,7 milioane de euro. Dar foarte important pentru operatorul de apă este să devină eficient și să devină mult mai important în această zonă. Drept pentru care noi ne-am propus să facem niște investiții urgent, să le începem anul acesta. Suntem într-o fază destul de înaintată cu partea de studii și aș vrea să vă vorbesc mai mult despre aceste investiții, pentru că este rolul meu să mă ocup de aceste investiții, să duc la cap. Bineînțeles că le face cu sprijinul domnului primar și autorităților locale în această zonă. Ne-am propus să facem investiții pentru că sunt foarte multe probleme în sistemul de alimentare cu apă și canalizarea orașului Onești. În primul rând vreau să vă spun că este singurul, cred că, oraș din țară unde presiunea în rețeaua de distribuție apei este în jur de 8-9 atmosfere. Acest lucru suprapus cu faptul că sunt conducte mai vechi de 60 de ani, domnul primar mi-a spus că orașul s-a construit în 56. Vă dați seama dacă rețelele de apă din 56 nu s-au înlocuit și eu, cu știința mea, nu prea s-au înlocuit. Acest lucru face să avem mai multe avarii. Nu este posibil ca într-un oraș cum este Oneștiul să fie mai multe avarii decât în orașul Constanța. Presiunea ridicată și vechimea foarte mare a rețelelor duce la aceste avarii care creează un disconfort atât în alimentarea cu apă pe anumite zone unde se face această avarie și, evident, acele săpături și lucrări care le facem noi. De aceea, prioritatea noastră zero este să reducem presiunea în rețeaua de transport și vom face bani în Raja. Proiectul este foarte avansat. Vom începe, probabil, în maxim 2 luni de zile să lucrăm. Asta înseamnă să reducem presiunea apei la intrare în orașul Onești și să facem acele sisteme locale de ridicare a presiunii acolo unde sunt blocuri cu mai mult de 4 etaje. Deci presiunea normală în orice oraș din țara asta trebuie să fie în jur de 2-3 atmosfere maxim. Și acolo unde sunt clădiri mai înalte de 4 etaje trebuie făcute aceste sisteme locale de ridicare a presiunii. Sunt convins că după ce vom face acest lucru vor dispare aceste avarii. Dar nu este de ajuns să facem acest lucru. Trebuie să facem și multe reabilitări în sistemul de alimentare cu apă. Și am să vă spun ce ne-am propus noi să facem în perioada imediat următoare. Deci un proiect foarte ambițios, făcut cu banii europeni și cu banii de la Raja Constanța, pentru că fiecare operator, când face o investiție, are parte de cofinanțare însemnată, vorba de jur de 15%. Și am să vă spun ce ne-am propus noi să facem, pentru că în final, când tragem linie, vrem să facem un sistem foarte eficient în zona Onești. În zona alimentării cu apă. O altă problemă care noi am întâlnit-o pentru prima dată când am venit să operăm la dumneavoastră,
a fost că este un oraș care are o singură sursă de alimentare. În sistemul nostru, Raja Constanța, în toate orașele, nu există o singură sursă de alimentare cu apă. Trebuie să fie cel puțin două surse de alimentare cu apă. Noi suntem dependenți de apă pe care ne dă Crabul și dacă este o avare, să zicem, în Amonte cu 15 km pe conducta care alimentează orașul Onești, să știți că punem în pericol alimentarea orașului cu apă. La noi toate orașele au sistem de alimentare cu apă dublu. Deci vrem să facem o altă sursă alternativă de alimentare a orașului Onești cu apă, lucru care este foarte important, pentru că așa este normal, pentru că nu poți să depinzi de o singură sursă de apă. O investiție destul de ambițioasă, care costă în jur de 6,4 milioane de euro. Mai avem două rezervoare de reabilitat în această incintă, pe care trebuie să le reabilităm în regim de urgență, pentru că este foarte important în momentul în care apar diverse probleme să ai rezervă și depozit de apă atât pentru pompieri, cât și pentru necesitățile de urgență a orașului Onești. Vă vorbeam mai devreme de aceste avarii care creează disconfort. Nu cred că este corect în momentul în care ai o avare pe o stradă să oprești 3 sau 4 sau 5 străzi. Pentru că sistemul este învechit, vanele sunt vechi, nu funcționează, atunci suntem obligați să facem această sectorizare. Pentru că așa este normal, așa e civilizat. Dacă apare o avare și este normal într-un sistem așa de complex și de vechi, cum este cel de la Onești, să apară astfel de avare, trebuie să localizăm și să facem aceste opriri, să le facem doar în zona în care există avare, să nu afectăm populația când e vorba de consumul de apă. În sectorul de canalizare, după știința noastră, se reabilitează, și domnul președinte al Consiliului poate să ne confirme acest lucru, cred că se reabilitează zona industrială. Ne-am propus să facem o stație de epurare care să prelucreze atât apele menajere ale orașului, cât și cele industriale din zona industrială. Drept pentru care suntem obligați să facem o stație de epurare cu o tehnologie foarte performantă. Este vorba de o tehnologie cu membrană, un filtru membrană. Este o tehnologie care nu prea se folosește în România, de fapt nu s-a folosit nicăieri, dar fiind vorba de ape industriale, unde sunt încărcări destul de mari, suntem obligați să facem această tehnologie, să aplicăm această tehnologie la stația de epurare de la dumneavoastră de aici. O stație de epurare care ne costă între 14-15 milioane de euro. Noi vreau să vă spunem că la Raja Constanța, în momentul de față, avem 16 stații de epurare modernizate bani europeni care funcționează în parametri, pentru că directivele europene ne obligă să epurăm apa corespunzător și să apa epurată, prelucrată, să îndeplinească normele impuse de Uniunea Europeană. Același lucru trebuie să facem și la dumneavoastră, în caz contrar, încărcările fiind foarte mari, sunt penalități foarte mari pe care noi nu vrem să le plătim și e și normal să ne facem treaba, pentru că de aceea suntem aici. Vreau să vă spun că avem în partea de extindere de canalizare 31,5 km. Asta înseamnă că nu va mai fi nicio casă, niciun consumator care nu va avea acces la canalizare. Este foarte important pentru noi, pentru că trăim într-o lume civilizată și confortul este dat de aceste lucruri. Apă și canalizare. Toată lumea trebuie să aibă acces la apă și canalizare. De asemenea, reabilităm și 3 km rețea de canalizare. Nu vreau să trec fără să vă vorbesc despre ce înseamnă și reabilitări în zona rețelelor de distribuție apă. Așa cum vă spuneam, sunt conducte foarte vechi, mai mult de 60 de ani, suntem obligați să le înlocuim, avem 13,5 km. Deci ne-am propus toate aceste proiecte să le rezolvăm în timpul cel mai scurt. Eu sunt convins că am demonstrat, de fapt, că putem și suntem în stare să facem lucruri bune la dumneavoastră la Onești și sunt convins că, încă o dată spun că autoritățile locale ne vor ajuta, pentru că trebuie să obținem acele avize și autorizații foarte repede, pentru că trebuie să avem sprijinul dumneavoastră, pentru că o să creăm un disconfort în orașul Onești în momentul în care o să răscolești orașul, pentru că știm din experiența celorlalte proiecte pe care le-am implementat la... Vă dau un exemplu, la Fetești am schimbat 60 de km de canalizare, la Buftea am pus integral canalizare nouă, pe instalații foarte, foarte, foarte complexe. La Corbeanca am făcut instalații de vacuum. Deci sunt foarte multe proiecte care le-am făcut, le-am dus la bun sfârșit și sunt convins că și la dumneavoastră vom face într-un timp foarte scurt. Vă mulțumesc, dacă aveți întrebări, vă stau la dispoziție, dar vă rog frumos să luați la întrebări pe domnul primar și pe domnul președinte al Consiliului Județean, pentru că avem nevoie de
sprijinul și suportul dânsului. Și mă bucur că acum un an de zile traverseam această criză împreună, pentru că domnul primar a venit la mine în birou, solicitându-mi sprijinul. După discuții și încercând să găsim soluții, iată că, ca să scurtez, soluția a venit din partea, să zic așa, după analizele făcute aici în zonă. Domnul primar a zis, zice, cred că am găsit o soluție, am găsit un operator, pentru că operatorul din zonă, din zona județului pe care îl aveam, a spus, nu este profitabil sau nu este sustenabil și nu dorim să ne implicăm, de pentru care nu ar fi preluat toată instalația și tot ce este aici la Onești. Am zis, am o soluție, dar nu știu ce să fac. Și am zis, faceți ce este mai bine pentru comunitate. Și care e soluția cea mai bună pentru comunitate și cea mai rapidă. Și iată, soluția a fost și este Rajul Constanța. A demonstrat într-un timp foarte scurt. Eu am rămas impresionat cel puțin aici la stația de captare, pentru că cu foarte, foarte mulți ani de zile am lucrat în domeniu și știu cum arată o stație de captare și cum arată o stație de depurare. Așa că a demonstrat că a venit aici să facă treabă, a venit aici și a găsit deschidere, atât la municipalitatea, la comunitatea din Onești, cât și la nivel de județ. Pentru că noi acum actualizăm master plan. Și în master plan va trebui să fie trecute, în baza master planului va trebui să fie aprobată lista de investiții prioritare. E pregătită. Ultimele clarificări, cred că zilele astea, pentru că au mai venit și solicitări și câteva corectări din partea unor UAT-uri, și cred că în prima ședință a Consiliului Județean, deci prima de anul acesta, o să aprobăm master planul pe apă și după aceea, sigur, lista de investiții prioritare, în care sunt incluse toate investiții și pe fiecare investiții cine este partener, cine este cofinanțator și sigur că și într-o parte și în alta, în zona Oneștiului, Raja Constanța are investiții destul de importante, inclusiv stația de depurare care era prinsă într-un parteneriat mai vechi cu Consiliul Județean și după discuția am vrut să ni se confirme că nu rămâne acest obiectiv pe din afară, am zis, o facem noi, o prindem noi lista de investiții, ceea ce ați văzut astăzi s-a confirmat, de pentru care am dat tot sprijinul în sensul acesta. Sigur că, așa cum am pregătit, așa cum a reieșit din strategie, apa este esențială, serviciile de utilitate publică sunt esențiale, în speță astăzi vorbim de apă și canalizare. Asta dorim să continuăm, pentru că sunt serviciile de bază care trebuie să fie asigurate la nivelul fiecare comunități, pentru care nu poate fi vorba de dezvoltarea unei comunități dacă nu ai aceste servicii de bază. Și sigur, investițiile în infrastructura mare, rutieră, pe care aici le-a menționat domnul primar și este o muncă de echipă. Mă bucur că guvernul a luat această decizie, pentru că asta era varianta cea mai bună și cu siguranță această deschidere spre vest va aduce regiunii nord-est o dezvoltare și Bacău își va avea locul, iar Oneștiul a demonstrat și are potențial dezvoltare economică aici și iată că investițiile care se fac nu sunt cu o perspectivă de 5-10 ani de zile, au luat în calcul această dezvoltare ținând cont de platforma petrochimică și sigur de perspectivele de aici încolo care vor fi. Eu îi felicit Guvernul României, felicit ministru Stroie, pe care eu astăzi n-am cunoscut un ministru, am cunoscut un om deosebit în primul rând. Am avut onoarea să-l cunosc mai bine prin dialogul pe care l-am avut cu domnia sa și cred că nimic nu este întâmplător și sper că împreună să facem lucruri bune de care comunitatea și oamenii așteaptă de la noi acest lucru și de asta suntem aici. Mulțumesc! Domnul președinte, mulțumesc și vreau să vă spun și eu un lucru. Așa cum domnul primar a spus că va sta la ușa postului meu șef, adică la domnul ministru, ca să rezolve niște probleme, așa voi sta și eu la ușa dumneavoastră, pentru că implementarea unui proiect de aproape 50 milioane de euro înseamnă o echipă. Echipa asta o putem face și cu dumneavoastră și bineînțeles că o să stăm tot timpul pe capul dumneavoastră, o să facem presiune, pentru că domnul primar a zis că e cu ochii pe noi și o să vadă dacă ceea ce am spus vom realiza,
să fiți convins că vom rezolva un primar, pentru că pe unde am fost, ce am promis am rezolvat. Și mă bucur foarte mult că ați venit și dumneavoastră la această întâlnire. Mă bucur că l-ați cunoscut pe domnul Stroie face to face, să vedeți cu ce m-am lucrat 27 de ani, ce m-a făcut echipă ca să facă ceea ce a făcut Ronești, pentru că de astfel de oameni e nevoie și de astfel de echipă e nevoie ca să poți face proiecte la timp și cu bani europeni, pentru că asta este tot succesul, să faci cu bani europeni. Niciun operator de apă din România asta nu își permite să facă o stație de curare cu banii lui, pentru că nu există, că nu poți să mărești prețul la apă ca să strângi bani să-și faci stații de curare care costă milioane și milioane de euro. Domnul director general, adjunct, am o rugăminte, nu stați pe capul domnului președinte de Consiliul Județean ca să nu-l doară capul. Stați pe lângă dânsul și pe la ușa dânsului, mai avem și noi o nevoie de dumnealui, da, între ghilimele. Aveți întrebări? Am o întrebare. Există diferențe de cantități de apă facturate de CRAB către fostul operator și facturate către actualul operator, către dumneavoastră, către Raja? Adică cumpărați mai multă apă în acte decât cumpăra fostul operator? Deci noi am reușit să facem niște eforturi destul de mari. Ați văzut că am și vorbit aici despre niște investiții în zona rețelelor, investiții în zona contoarelor. Reușim să remediem aceste avarii mult mai repede decât făceau celălalt operator și am reușit să scadem oarecum, să scadem consumul de apă care intră în oraș de la CRAB. Pe noi ne interesează să cumpărăm cât mai puțină apă de la CRAB, pentru că prețul este foarte mare. Dar pentru asta trebuie să facem mai eficient sistemul. Din păcate, v-am spus, sistemul este foarte vechi, presiunea este foarte mare și pierderile sunt foarte mari pe care noi nu le acceptăm la companie de apă la revoltant. De aceea suntem obligați să facem aceste investiții. Vreau să vă răspund și eu la întrebare. Și vă spun și de ce. Am studiat în amănunt câte apă se cumpăra anii trecuți. Câtă cumpăra apă canal de la CRAB și cantitatea de apă cumpărată de către Raja s-a dublat. De către municipiul Onești s-a dublat. Și nu s-a dublat pentru că consumul s-a dublat. S-a dublat din alte motive pe care le înțelegeți. Eu am înțeles întrebarea noastră. Adică factura CRAB-ul mai puțin pentru adică canal. Ați înțeles răspunsul meu. Păi, dați-mi explicație. Explicația trebuie să fie de altcineva. Cei care vindeau și care cumpărau apă la momentul respectiv. Pierderile nu erau, pierderile s-au redus, practic cantitatea de apă cumpărată se reduce, dar au fost momente, și o să vă punem la dispoziție dacă vă interesează, cantități cumpărate de apă anii la rând foarte mici, când a preluat municipiul Onești Serviciul Public de Alimentare cu Apă și Canalizare, din prima zi s-a dublat cantitatea de apă cumpărată. De ce? Domnul primar, nu vreau să-i întreb în amănunte de genul ăsta. Dumneavoastră știți mai bine ce ați avut înainte, ce operator ați avut. Dacă aveți o întrebare, ceva? Da. Care e prognoza pe, să zic, pe 10-15 ani a prețului apei? Adică înțeleg că acum e pe o lună de miere, așa, un an, doi de miere. Dar intenționați să scumpiți apa, deci există... care e relativ ieftină, da, în Onești față de restul județului? N-am știut asta, fi mai ieftin decât... Vreau să vă spun că orice investiție cu bani europeni are la bază și o politică tarifară. Analiza cost-beneficiu. Este în urma unei analize cost-beneficiu care se face, bineînțeles, de către o companie de consultanță. Este o politică tarifară care este până în 2029, domnul Preda, nu? Da. Până în 2029. În momentul de față e până în 2029. Până în 2029. Deci toate investițiile care se fac cu bani europeni ești obligat să știți cum de această politică tarifară. Deci sunt cunoscute de pe acum prețurile care le veți practica peste 5 ani, peste 10 ani. Încă nu, da, sunt cunoscute, dacă îmi permiteți. Încă, da, nu sunt cunoscute și nu pot fi spuse în momentul de față. Când vom dezvolta aplicația proiectului de investiții, analiza cost-beneficiu pe care o va face o firmă specializată, va ține cont de atât de situația tehnică, cât și de sustenabilitate, puterea de cumpărare pe care o are atât un agent economic, cât și persoană fizică, comportă o analiză elaborată pe parcursul dezvoltării aplicației de către consultant,
și acolo va fi stabilită și politica tarifară pentru perioada următoare, în cazul investițiilor care vor fi dezvoltate în Mănești. Așa, și spuneați că aveți nevoie de sprijinul Consiliului Județean, care totuși e acționar la concurentul dumneavoastră. Orice proiect, asta am spus dacă ați fost atent, avem nevoie de avizii, de autorizații de construcții. Deci orice proiect care trebuie pus în operă, trece prin niște etape. Deci, și cele mai importante etape, știți foarte bine, toată lumea vorbește la televizor că nu sunt avize la timp, nu sunt autorizații, durează foarte mult an. Deci asta este sprijinul pe care trebuie să ne dea autoritățile locale. Să comasăm și să avem perioada cea mai scurtă de obținerea vizelor necesare pentru obținerea autorizației de construcție. Intenționați în viitorul apropiat să înghițiți teritorii, mă rog, clienții ai Cramului, sau Cramul cu totul? Deci în acest moment ne concentrăm pe partea noastră de dezvoltare, pentru că este foarte important să facem eficient acest operator. Dacă îmi permiteți, la întrebarea asta da și eu răspunsul, Raja nu înghite nimic. Autoritățile locale își fac o analiză proprie și în funcție de nevoi, de posibilități și perspectivele conform strategiei de dezvoltare pe domeniul apei și canalizări în cazul nostru, aderă la o asociație de dezvoltare intercomunitară sau acționează în cadrul unei asociații de dezvoltare intercomunitară pentru dezvoltarea, punerea în aplicare a strategiei. Deci, acceptați noi membri, ca să zic așa. Noi nu acceptăm și nu facem decât să prestăm serviciul în domeniul apei și canalizării în area de responsabilitate a asociației de dezvoltare intercomunitară în care este UAT-ul respectiv. Dacă un UAT aderă la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canal Constanța, atunci noi suntem obligați, în baza contractului de delegare a gestiunii, care este unul singur pe toată asociația, să prestăm serviciul în UAT-ul respectiv. Este clar că e vorba de competiție aici, așa, doi operatori, este competiție. Păi e o competiție acum. Nu s-a dorit acest lucru, dar am ajuns în această situație pentru că operatorul, chiar dacă sunt acționari, e o societate, nu era atractiv aici și a trebuit să găsească o soluție. Iar în momentul ăsta avem al doilea operator în județ și există o... Iar UAT-ul sau membrii respectiv, în funcție de calitatea și de serviciile oferite, n-ai cum să-i... Conturile cu apă, canale, ați reglat, domnul primar? Ce anume? Conturile cu fosta primar. Dar nu reglează primarul conturile cu nimeni, să știți în ce fel. Adică era, mai cereau ei bani, mai... Încep să înțeleg din ce în ce mai greu întrebările dumneavoastră. Dar justiția, atâta timp cât vor fi, cât va fi ceva de reglat, se va regla în justiție. Nu reglează nimeni cu mine absolut nimic. Nu cu dumneavoastră ca persoană, vorba de primăria... Între primăria municipiului Onești și fostul operator, au fost și sunt litigi în curs. Aș vrea să fac eu o completare și poate eu te lămuresc așa, să știi că dacă nu ne interesa dezvoltarea unui operator de apă cum este Raja Constanța, nu veneam la Onești. Dar trebuie să știți că încă mai sunt în țară localități, orașe, unde apa se furnizează cu program, unde apa nu este calitativă, pentru că sunt foarte multe localități, mai ales în mediul rural, unde au crescut foarte mult nitrații, fierul, manganul, din cauza fertilizării excesive atunci ce înseamnă agricultură, drept pentru care s-a hotărât să înceapă o strategie națională de dezvoltare a operatorilor de apă, sistemul deci de apă și canalizare, susținută de BEL. Bineînțeles, este și Asociația Română a Apei în această strategie, susținută de guvern, care, practic, va rezolva toate problemele de apă și canalizare, acolo unde, din cauza unui operator incompetent, din cauza, nu știu, alte cauze, nu se furnizează apă de calitate, nu se furnizează apă 24 în 24 de ore, pentru că încă mai sunt multe localități unde există această situație. Și trebuie să vă spun că sunt și operatori slabi și sunt și operatori puternici în țara asta. Raja Constanța este cel mai puternic operator de departe dintre toți operatorii din România. Ca să vă dau așa o unitate de măsură, următorul după noi este Iașu, care vinde jumătate din cât vindem noi.
performanțele cele mai mari le are operatorul de apă Raja Constanța. Deci noi îi suflăm în ceafălul apa Nova din București, ca să știți și lucrul acesta. Se retrage de la Ploiești sau dacă nu, domnul Preda a permis că s-a retras apa Nova de acolo. Da, sunt... Noi vrem să mergem să operăm în Ploiești, ca să știți și dumneavoastră, dacă este cazul. Pentru că și o companie românească poate să opereze în România. Deci este foarte clar că apa trebuie să rămână la companiile din România. De aceea se face această strategie și sunt convins că operatorii mari și puternici din România poate să opereze. Că a făcut dovadă acestui lucru, pentru că este singurul sistem din România care a atras cei mai mulți bani europeni. Ce au atras cei de la gropile de gunoi? Noroc că a venit domnul Stroie la Ministerul Transporturilor și a mișcat lucrurile pe acolo, că domnul primar a spus foarte clar. A pornit un lucru, nu mai poate să lucrească nimeni. Deci asta trebuie făcut în țara asta. Iar noi suntem unii din operatorii care ne-am propus să rămânem aici loco, să ne dezvoltăm și să nu vindem apa la alții. Pentru că vorba lui Ilie Șerbănescu, dacă știți ce spune, când dă drumul la apă, se spală și îl plătește apa, factura plătește și pleacă bani în Franța, dar apa e românească. Din România apa. Deci trebuie să țineți cont că avem și noi o strategie și cu siguranță o facem pas cu pas. Primul lucru care vrem să-l facem este să consolidăm și să facem tot ce ne-am propus în acest oraș, pentru că avem foarte mult de lucru și nu este ușor să investești 50 milioane de euro într-un oraș. Vă mulțumesc. Aveți întrebări? Am vrea să spun. În privința celui de-a doua soluție la apă. Da. Care este strategia? Cum... Deci noi o să facă, propunerile o să le facă, bineînțeles, proiectanții, dar o să mergem probabil pe soluția de a face surse subterane și o să tratăm apa cu osmoză inversă. Asta este una din opțiunile pe care am luat un calcul, dar o să ne spună proiectanții cel mai bine. Consultanța care elaborează aplicația pentru acest proiect va face analize de opțiuni, va lua în calcul toate posibilitățile și opțiunile... Am și o întrebare. Berea de la voastră dumneavoastră e bună aici? Berea de Bacău, de Mănești? E bună berea? Bun. E bună. Pentru că apa de la fabrica de bere este luată de niște puțuri, da, și e tratată cu osmoză inversă. Se... Dacă berea e bună, înseamnă că și apa va fi. Da. Dacă nu mai aveți, eu aș vrea să transmit oneștenilor în această zi sfântă, la mulți ani, și să-i asigur că compania de apă Raja Constanța face toate eforturile să facă un serviciu de calitate. Mulțumesc! Da, da.